Bună ziua și bun găsit la o nouă emisiune pentru sănătatea dumneavoastră. Infarctul miocardic este una dintre cele mai serioase afecțiuni cardiace și din acest motiv este extrem de important ca pacientul să ajungă de urgență la spital. Cardiologia intervențională este o ramură relativ nouă a medicinii prin care se tratează bolile coronariene, inclusiv infarctul miocardic. Alături de noi astăzi se află domnul dr. Amin Basiani, medic primar cardiologie, șeful departamentului de cardiologie intervențională de la Institutul de Boli Cardiovasculare, George Georgescu din Iași. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine m-am găsit și mulțumesc de invitație! Vă propun să intrăm direct în subiect și să le explicăm telespectatorului ce este infarctul miocardic și care sunt cauzele și factorii de risc ai apariției. Cred că este complicația majoră, efectiv o catastrofă, acest infarct miocardic acut. Și el ce înseamnă? Înseamnă că un chiar de sânge astupă un vas coronarian și așa se produce infarctul. Ca să fie pe înțelesul pacienților, celor care ne urmăresc, ce se întâmplă? Inima pompează sânge în tot organismul nostru. Sângele asta aduce oxigen, hrana pentru tot organismul nostru, dar și inima trebuie să primească hrana, fiind și ea un mușchi. Hrana asta se aduce printre niște artere, se numesc artere coronare. Ele și-au originea din aorta principală, chiar de la începutul ei. Așa, și sunt două artere, artera coronară stângă, care se împarte în alte două artere, artera descendentă anterioară și artera circumflexă. Nu este foarte important denumirea, dar ca un fapt divers e bine de știut. Și este și coronară dreaptă, care are origine separată din alt sinus. Și procesul de ateroscleroză este procesul cel mai important în, să zic, în complicația asta, în infarctul acut. El înseamnă depunere de grăsime care îngustează aceste artere coronare în timp și ruperea acestor pleci poate să infunde de tot această arteră coronară și face în așa fel că nu mai ajunge oxigen, hrana, la anumite zone din miocard și se produce acest infarct. Prin urmare, se poate să negrozeze această parte a mușchiului în termen să zic general, să moară acea parte. Din ce cauză se depun aceste plăci de grăsime? Sunt foarte mulți factori care pot duce la infarctul miocardic. Dintre factorii de risc pot să numesc aceasta dislipidemie, care provine de la, să zic, o hrană inadecvată, grăsimea și așa mai departe, fumatul, hipertensiunea, diabetul, toți aceste factori de risc pot să favorizeze acest infarct miocardic acut. Bine, infarctul miocardic acut nu neapărat este prin procesul ăsta de ateroscleroză, sunt și alte tipuri de infarct, prin spasmul coronarian, de exemplu, la celor care folosesc droguri, pot să fie una din cauzele infarctului miocardic acut, dar în principal cea mai importantă cauză este această ateroscleroză, des întâlnită la bărbați. Doamnele sunt protejate, asta e de la cel de sus, doamnele sunt protejate. E o veste hormonal. Bună pentru noi femei. Da, sigur. Până la un anumit moment, dar după menopauză, Acest proces, să zic, și acest... Apare și în rândul femeilor. Sigur. Și care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze că este o urgență medicală, că suferim un infarct? În marea majoritatea cazurilor este durerea retrosternală, durerea în coșul pieptului, ca un, cu un caracter de gheară, o apăsare, care
de data asta la pacienții cardiaci poate să dureze mai mult. Adică poate să fie un pacient cu o angină de efort care se dureze câteva secunde. Asta înseamnă că artera este îngustată, dar nu este închisă în totalitate. Dar ea, când se închide în totalitate, durerea asta va dura mai mult, este mai puternică, ea poate să iradieze și în alte parte, de exemplu la umăr, la gât, dar în anumite cazuri poate să aibă și alte caracteristici, nu neapărat durerea asta tipică. Și atunci înțelegem că este o urgență medicală, pacientul trebuie imediat să apeleze 112, să vină la spital. Vorbeam mai devreme de cardiologia intervențională. Haideți să explicăm și acest termen, ce este cardiologia intervențională și de cât timp ea se practică la institutul unde lucrați. Sigur. Deci, așa cum spuneați dumneavoastră, este foarte important ca pacienții să apeleze la 112, să ceară ambulanță, pentru că la ambulanță pot să primească o medicație, să fie monitorizați și să se poate pune diagnosticul. Este foarte important, cred că ne lovim de multe ori cu problema asta că nu se pune diagnosticul corect. Nu este foarte greu, este foarte ușor pe electrocardiogramă se poate pune acest diagnostic, apoi să fac niște modificări enzimatice prin dozarea în sânge, se poate decela, să zic, modificarea asta și să putem pune diagnosticul de infarct acut. Deci prin analize de laborator. Sigur. Sau prin ecografie putem să depistăm anumite zone hipokinetice, adică anumite părți a mușchiului unde nu mai funcționează, nu mai contractă normal și să ne putem da seama că este vorba de un infarct. Cardiologia intervențională este metoda minim invazivă unde putem trata aceste infarcte și nu numai, în principiu cu asta ne ocupăm zi de zi, putem rezolva leziunile coronariene, fie ele leziuni, să zic, la pacienții electivi sau pacienții care ajung în infarct acut ca urgență și să putem să le tratăm. Tratamentul, așa cum spuneam, este un tratament minim invaziv. Se face cu ajutorul niștor catetere, da, niște tubulețe, care noi, printr-un abord femural, la zona inghinală, la stinghie, cum se spune în popular, sau la nivel radial sau brahial, se introduce un tubuleț gol, de data asta, prin care cu cateterele, cu un ghidaj radiologic, putem ajunge la acele sinusurile coronare care spuneam mai devreme, cu substanțe de contrast, să putem colora aceste artere coronare și să vedem dacă există aceste îngustări, aceste leziuni coronariene sau, încă o dată, dacă acea leziune este totală, deci cheagul de sânge închide total și este produs infarctul miocardic. Totodată, cu această metodă de diagnosticare, tot prin această metodă se poate trata aceste leziuni. Deci nu este numai o metodă de diagnosticare, ci și o metodă de tratament? Cu siguranță. Tot prin metoda asta minim-invazivă se poate trata. Mai de mult se putea face o tromboliză, adică? Printr-o injectare, printr-o injecție, să încerce să dizolve acest cheag. Dar odată cu progresul, cu dezvoltarea, prin metodele astea minim-invazive, radiologice, putem ajunge
exact în zona de pricină, să putem aspira efectiv acele cheaguri de sânge și de ce nu în locurile acelea se pot monta anumite proteze, se numesc stenturi, da, care asigură dilatarea acelor zone și să restabilească fluxul sanguin și efectiv să putem salva acea parte din mușchi și de ce nu să salvăm viața pacientului. Imediat vă întreb și de stenduri, dar vreau să știu, în cazul în care nu este o urgență, este indicat să facem ca și metodă de prevenție o coronarografie odată la o perioadă de timp? Da. Ca să faci o coronarografie, de obicei treci prin mai multe filtre. Prima dată ajungi la medicul de familie, după aia la un examen de specialitate la un medic cardiolog și se acumulează multe date. Bine, noi ca și cardiologi intervenționiști suntem și clinicieni, dar colegii noștri clinicieni se ocupă, să zic, mai des cu partea asta și din teritoriul ne vin foarte mulți pacienți care deja au diagnosticul de angină stabilă sau alte sindrome coronariene acute și ei vin deja cu indicație de coronarografie, adică rar se întâmplă ca pacientul să ajungă la mine, să-i pun eu diagnosticul de să zic, necesitatea de coronarografie. Da, așa cum spuneam, el se poate pune diagnosticul prin electrocardiogram sau printr-un test de efort sau pur și simplu o simptomatologie a unui pacient cu foarte mulți factori de risc poate să să-ți inducă să te gândești că acel pacient are nevoie de coronarografie. Deci noi, dacă eu mă simt bine, n-am nicio problemă cu inima, o problemă cardiacă, mă gândesc să fac o coronarografie. Trebuie să existe factori de risc sau anumite semne de întrebare vis-a-vis de o boală de inimă. Sigur, totuși nu facem coronarografii de rutină. Nu este o metodă de screening general. Da, ca și cum facem o ecografie abdominală. Sigur, sigur. Este totuși o metodă invazivă cu anumite riscuri care le putem evita. Într-adevăr, în afară de aceste coronarografie, mai puțin invaziv este acel CT cardiac. Angio-CT-ul, care printr-o branulă pe venă, cu substanță de contrast, pot să evidenția leziunile coronariene. Dar angio-CT-ul cred că trebuie păstrat unde ai mari dubii care ieși coronarele cu leziune. Unde te gândești că ar putea să fie coronarele curate, permeabile, normale, poți să apela la acest angio-CT. De ce spun asta? Pentru că dacă bănuiești că este o leziune, este mai bine să faci coronarografie direct. Și de ce să nu recunosc? Sunt cardiolog intervenționist, îmi place să fac coronarografie, nu să trimit pacienții să facă angio-CT. Dar mai este și un alt lucru important. Angio-CT, tot substanță de contrast, o să fie nevoie de coronarografie de două ori substanță de contrast. Așa că trebuie gândit foarte bine prin ce metodă se poate face acea diagnosticare a arterelor coronare. Cum colonoscopia este standardul de aur pentru un cancer de colon, să spun, bănuiesc că și coronarografia putem spune că e standardul de aur. Sigur, aveți mare dreptate. Așa este. Vine pacientul la dumneavoastră, are indicație de coronarografie, îi faceți coronarografie și în timpul intervenției vedeți că are o arteră blocată. Ce se întâmplă atunci? Da. Din partea de diagnostic trecem acum la tratament. La tratament. Da. Tot prin acele catetere, cu tot prin substanțe de contrast, tot prin ghidajul radiologic, cu ajutorul anumitor
instrument, de să zic așa, anumit fir ghid, poți urca în zona îngustată anumite proteze, așa cum am spus, se numesc stenturi. Dar ce este stentul? Este o armatură metalică care iar inițial este compact pus pe un balonaș. Urcăm la zona stenozantă cu această proteză și dilatăm balonul, el se lipește de perete, retragem balonul și stentul rămâne pe loc. A. Și dilată acea zonă îngustată. Am înțeles. Haideți că avem și câteva imagini și o să rog colegii în ordinea în care sunt și trecute pe desfășurături ca să explicăm, de exemplu, ce vedem pe, uitați, pe videoul, pe aceste imagini. Da. Acolo ce vedem în partea de sus este cateterul. Aici trebuie să imaginăm umbra inimii, vedem injectarea de substanță de contrast, se colorează arterele coronare și putem evidenția dacă sunt leziuni sau nu. Acolo în partea de jos se vede firul ghid, care spuneam, prin care se urcă. În partea de mijloc vedem o stenoză a arterei circumflexe. Vedeți, parcă este ca o acolo pe arteria descendentă anterioară, în partea de mijloc, vedeți că diametrul arterii se schimbă, se îngustează și după aia revine la normal. Aici este după montarea stentului, vedeți că arteria este revenită, să zic, la dimensiunile inițiale normale, este dilatată. Ceea ce este minunat este că imediat după procedura asta pacienții se simt foarte bine. Un pacient care vine aproape, să zic, când vorbim de infarct acut, el vine aproape cu senzații de moarte. Da, de moarte, așa da. Se și exprimă și el a doua zi poate să zică că se simte foarte bine. Mai ales în cazurile elective, ei de-a doua zi pot să-și desfășoare activitatea normală, să zic. De ce a doua zi? Pentru că, așa cum spuneam, aceste proceduri se fac printre niște puncții femorale, radiale, brahiale, care necesită un timp de hemostază și durează un pic până să reiei activitatea normală. Da. Acum vedem o coronarografie normală, fără niciun fel de probleme? Pardon. Da, aici coronarele sunt curate, sunt normale. Cu ajutorul cateterului s-a introdus substanță de contrast și vedeți, există un... Asta este coronară dreaptă, care vă spuneam, asta e coronarea stângă, trunchiul principal, artera descendentă anterioară, artera circumflexă, vedeți, nu există nicio îngustare. Și în cazul unei, o coronarografie de, în timpul unui infarct, dacă se poate să vedem, să ne dăm seama. Da, acum înțeleg că este o coronarografie în timpul unui infarct. Dacă dați înapoi, coronarea dreaptă, o îngustare minimă. Aici, vedeți, unde la imaginea trecută vedeam o arteră care se ducea până jos, în partea de sus, artera coronară este astupată total, este un cheag de sânge care închide artera total. Și vedeți aici cu firul ghid, asta e momentul când se face angioplastie, s-a trecut, s-a deschis vasul unde era lipsită și s-a pus și stentul în zona unde rămăsese îngustarea. Vedeți? Închiderea totală. Nu este nimic. Asta e cealaltă arteră, este descendenta anterioară, este bună, asta este coronarea dreaptă. Le verificăm pe toate, nu ne concentrăm doar pe cea închisă, o curățăm. Aici o altă leziune merge prea rapid. La o bifurcație. Sunt și leziuni care apar la bifurcații de artere? Sau... Sigur. Cum aveam în imaginea asta, vedeți, artera principală și artera secundară, ambele
cu fir ghid ca să pot dilata. Astea sunt leziunile complexe. Există leziuni simple unde poți să pui un stent direct și să rezolvi problema imediat, dar sunt în anumite momente, și asta este challenge-ul nostru în cardiologia intervențională, în ceea ce privește leziunile coronariene, unde trebuie să salvezi și un vas secundar și, de ce nu, câteodată și să stentezi acea arteră secundară, cum este în cazul acesta. Aceasta, da. Voiam să vă întreb ce înseamnă, de fapt, pregătirea pacientului pentru o coronarografie? Da, cred că prima dată pregătirea psihică. E importantă. Da, este foarte importantă și aici... Nu vorbesc neapărat de urgență, vorbesc la o coronarografie programată, pentru că în urgență... Așa cum spuneam, majoritatea pacienților care îi coronarografiem sunt bărbați și bărbații de fel sunt sperioși. Doamnele sunt curajoase. Mulțumim! Și, da, asta este adevărul. Și cred că asta începe și de acasă. Familia ne ajută foarte mult. Noi comunicăm de multe ori și cu aparținătorii și ei ne ajută să explicăm pacienților ce înseamnă o coronarografie. Da. Ce face cu anestezie locală. Pacientul este conștient în timpul procedurii. Ba, de multe ori putem să le arătăm imaginile, așa cum ne uitam noi aici. Dialogați cu pacientul. Cu siguranță. Pacientul este monitorizat și el poate în timpul procedurii să-și privească umbra inimii și să-și vadă arterele coronare și să vadă tot ce facem noi. Pentru că avem nevoie de această comunicare cu pacientul. Așa cum foarte bine știți, în afară de metoda asta intervențională, sunt anumite cazuri care noi nu le putem rezolva și ele se pot rezolva doar prin tratament chirurgical clasic. Când, adică. Arterea, da, când e o arterie infundată, este calcificată și nu poți trece cu materialele intervenționale și nu numai, când sunt foarte multe leziuni și ești nevoit să pui foarte multe stenturi, atunci prefer ca să fie tratat acel pacient prin tratamentul chirurgical clasic, anume bypassul aortocoronarian. Și la bypass diferența este că pacientul nu este conștient, el este intubat, da? Și o intervenție poate să dureze foarte multe ore. La noi, în cardiologie intervențională, o procedură poate să dureze între 20 de minute și câteodată 2 ore, așa cum ați arătat acele leziuni de bifurcație. Da, acolo necesită mai mult timp, sunt mai migăloase ca și proceduri și durează mai mult. Dar de obicei, cred că în jumătate de oră, marea majoritate a cazurilor, că e infarct acut, că este electiv, se poate să fie terminată procedură, rezolvată și de obicei cu succes, pentru că rata de, trebuie să vorbim și despre asta, pentru că rata de mortalitate în infarct la cot în România este destul de ridicată. Mă refer la pacienții care ajung într-un laborator de cateterism, da, un laborator de cateterism în anumit teritoriu unde asigură să rezolvă aceste urgențe 24 de ore, 7 zile, cum este spitalul nostru pe teritoriul Moldovei. Aveți mai pacienți multe, în toate județele Moldovei. Da, da, da. Și nu numai. Acoperim să zic, o populație de aproximativ 5-6 milioane de locuitori. Și și dacă venim, deci vine pacientul, îți puneți stenturile, dar voiam să vă întreb câte stenturi pot fi puse la o coronarografie? Când mi-a spus de bypass ortocoronarian. Da, se pot. Da, 2, 3, 4. Se pot pune, se pot maxim. Pune, da, nu există maxim. Se poate pune mai multe stenturi dacă este nevoie. Dacă, așa cum vă spuneam, la un pacient, vă dau un exemplu, la un pacient diabetic care are foarte multe leziuni, prefer un tratament cu bypass.
Dacă vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, ar trebui să intru în foarte multe detalii tehnice și cred că mai bine cu altă ocazie. Da, sigur. Rămânem sigur, la coronarografie. Sigur, da. Dar dacă are nevoie pacientul de 2 sau 3 stenturi, să spun, se face într-o singură coronarografie stentarea sau e nevoie de în mai cazul multe? În cazul pacienților elective, da, se pot face în aceeași ședință. Dar dacă vine un pacient cu infarct acut, este de preferat să se facă în mai multe ședințe. Adică rezolv leziunea responsabilă de infarct și alte leziuni le poți face ulterior. Pot apărea mai multe complicații, poate să apară ca o complicație, poate să apară o furtună electrică și dai pacientul peste cap. Și atunci e preferat să mai multe. Sigur, sigur. După ce restabilești acel flux, e bine să dai o pauză, să odihnească inima și să obișnuiască. Da, cu siguranță este o exprimare foarte bună. Da, să odihnească și să obișnuiască cu acel flux restabilit și după o perioadă să rezolv și celelalte leziuni. Mi-ați spus că se face cu substanță de contrast, din câte am reținut. Ce faceți în cazul pacienților alergici? Sunt destui pacienți care sunt alergici la medicamente, la substanțe. Sigur, de contrast, se face o pregătire preoperatorie. Personal, să vorbesc despre activitatea mea, să zic că eu sunt din 2009 în Iași și cam pe an fac peste 1000 de cazuri. Șoc anafilactic am avut o singură dată la o pacientă care nici nu a fost coronariană, cu o stenoză aortică severă și na, cu adrenalină s-a rezolvat. Adică nu este neapărat un impediment. Dar e bine ca pacientul să știe și să anunțe medicul în prealabil. Sigur că da. Ei dacă ne anunță, noi putem să avem o pregătire preoperatorie să facem ca să nu ajungem la alte complicații. Da, în afară de acea reacție alergică, de la substanțe de contrast, ea fiind nefrotoxică, poate să afecteze și funcția renală. Dar și pentru asta sunt soluții. Adică nu este un impediment nici asta. Dar tot așa, cu pregătire înainte, după, putem evita aceste complicații. Există și alte, să spun, contraindicații. Există contraindicații pentru o coronarografie? Poate să considerăm anumite contraindicații, nu neapărat pentru coronarografie, ci pentru montarea de stent. Da. Dacă sunt anumite modificări sanguine, de exemplu, dacă este un pacient care este anemic, de preferat să nu-i montez stentul până nu este rezolvat acea anemie, pentru că riscul este foarte mare să apară o însângerare în anumită zonă și să riscăm să pierdem acel pacient. Nu vorbim de infarct acut. În infarct acut nu există contraindicații. Pacientul în infarct acut trebuie rezolvat oricum. Chiar dacă în momentul infarctului acut, după ce ai făcut o coronarografie, ai considerat că acel pacient ar trebui să beneficieze de tratamentul chirurgical deschis. Este bine să restabilești fluxul în zona unde este produs infarctul. Și apoi te gândești ce faci. Deci infarct acut, rezolvăm leziunea culprit, leziunea responsabilă de infarct și apoi ne gândim ce facem mai departe. Pentru că orice secundă contează de pentru... Înseamnă viața omului. Cu siguranță. Ce se întâmplă cu pacienții care iau anticoagulante și au nevoie de coronarografie? Este simplu, faci o pauză de anticoagulante o zi, două și poți face coronarografie. Bine, trebuie verificat, de exemplu, INR-ul în anumite cazuri la folosirea sindromului, de exemplu.
Se poate face de preferat abordul radial la aceste... Ce înseamnă abordul radial? Adică acel tubuleț gol care vă spuneam, care se montează, acea teacă, prin care noi introducem cateterele și ajungem la sinusurile coronariene, să se monteze la zona radială, nu la zona inghinală. Da. Cât rămâne pacientul internat în spital după o coronarografie? La cazurile elective, după cea a doua zi poate să plece acasă. Dar după dacă sunt complicații gen hematoamele, care, na, cred că e cam complicație des întâlnită, și nu neapărat din cauza intervenției, sunt o mulțime de factori care pot duce la aceste hematoame, mai ținem să verificăm zona unde s-a făcut puncția. La infarct acut, așa cum am spus la început, sunt niște modificările acelea enzimatice. În momentul când acele modificări enzimatice pe parcurs se normalizează, poate pacientul să plece în siguranță acasă 3, 4, 5 zile. Interesul nostru este ca să trimitem pacienții cât mai repede acasă, pentru că avem nevoie de locuri, pentru că solicitarea este foarte, foarte, foarte mare. Foarte cam, mare. Cam câte proceduri de acest gen realizați, să spun, pe lună în laboratorul de cardiologie intervențională? În momentul ăsta, cam 20 de proceduri se fac pe zi. Adică fără weekend-uri unde se fac 7 doar... 7 zile din 7. Da, nu, weekend-urile se fac doar urgențele. Doar urgențele. 20 de cazuri este tot cu... Tot, deci cazuri elective plus urgență. Și aici nu vorbesc numai de leziunile coronariene, pentru că, așa cum bine știți, cardiologia intervențională nu se rezumă numai la arterele coronare. Toate arterele periferice se pot dilata, se pot stânta, mâinile, picioarele, arterele carotide, arterele renale, toate procedurile astea se fac în laboratorul nostru. Ba, mai facem și acele proceduri hibride, adică împreună cu colegii noștri cardiologi, chirurgi cardiovascular, putem face niște proceduri combinate, anume montarea unor valve, cum este valva aortică, procedura numită TAVI. Și nu numai, dar nu vreau să ies din zona noastră de discuție pe care am stabilit-o astăzi. Sigur. Spuneați de stenturi. Spuneți-mi câte tipuri de stenturi sunt. Se folosesc la ora actuală? Câte s-au folosit până acum? Dacă s-a renunțat la unele din ele și pro și contra pentru fiecare? Sigur. Rămăsesem dator cu un răspuns apropo de istoria acestor, să zic, această tehnică. Da, tind să precizez că în România suntem foarte bine și de la început ori am stat bine. Când prima angioplastie cu balon în lume s-a făcut la sfârșitul anilor 70, în 78, în România, la Spitalul Funden, în 84, s-a făcut prima dilatare cu balon. Adică foarte, foarte repede, să zic așa. Și acum, în momentul ăsta, suntem în linie cu tot ce se întâmplă în Europa de Vest și în America. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte, foarte bine. În Iași, primul laborator a fost pus în funcțiune în 98. Tot atunci s-a pus și primul stand. Însă se făceau foarte puține proceduri și o procedură, acum spuneam că durează 20 de minute, atunci putea să dureze ore. Nu era tehnologia de astăzi. Este o evoluție, un progres foarte mare în ceea ce privește aceste materiale, și aici ajung și la ultima, ajung la stenturi. Da, și metoda de filmare, atunci operatorul era nevoit să iasă din sală de cateterist, să meargă să developeze acele imagini, să le poate vedea, sau stenturile
se tăiau de către asistente, se montau pe acele baloane și se urcau, adică se prepara în timpul intervenției. Nu mai avem, întotdeauna pe stoc, avem diferite dimensiuni a stenturilor. Sunt și ele pe dimensiuni? Sigur, că da, poate o leziune să fie mai mică, poate să fie o leziune mai lungă, poate să fie cu un diametru mai mare, poate să fie un diametru mai mic. Trebuie acel stent să se potrivească și în lungime și în diametru pe arteria respectivă, pentru că acele stenturi se pot infunda în timp, se pot restenoza, adică acel proces de ateroscleroză în zona aceea poate să fie întâlnite după aceea să se depune grăsime pe acele stenturi dacă pacientul continuă să aibă aceeași stil de viață, același factor de risc netratate. Bine, pe acele stenturi se pot pune în continuare alte stenturi, dar nu asta este soluția. Tipuri de stent, da. Stenturile care le folosim în momentul ăsta sunt stenturile metalice. Unele sunt de stenturile, le numim noi farmacologic active. Ele sunt, adică, au pregnat acea substanță activă, acel medicament care protejează stentul. El, fiind un corp străin, poate să fie procesul ăsta de restenoză în primele luni. Dar având această substanță activă care se impregnează în timp, protejează acel stent și rate de restenoză, dacă operatorul respectă acelea dimensiuni care vă spuneam și totodată pacientul să ajute, este foarte, foarte mică. Bine, evoluția nu este numai în materialele noastre sau chiar, cu modestie pot să spun și ei, experiența noastră, pentru că acum un operator face mult mai multe cazuri față de cum se făcea altă dată și normal capăți o alte experiență. Da, de ce nu? Și tipul de stent contează. Dacă este un stent impregnat cu substanță activă, ajută ca zona aceea să restenozeze mai puțin. Da, avem, să zic, bucuria că în momentul ăsta în institut folosim doar stenturi de ultima generație, cu substanță activă de ultima generație, cu o platformă de ultima generație, considerate cele mai bune în momentul ăsta în lume. Au existat și stenturi biodegradabile? Da, au existat niște stenturi biodegradabile. Există în continuare ele, dar nu așa au fost... sună mai bine. Da, sunt anumite limitări, tehnic vorbim. Adică? Un stent biodegradabil, da, ok, frumos, e un polimer, un plastic care după o perioadă se duce și nu rămâne metalic cum este în cazul stenturilor celelalte, care metalul rămâne toată viața, dar doamne, doamne, poate să le scoată. Da. Dacă mă întreabă foarte mulți pacienți, dar ce facem când îl scoatem? No, el rămâne acolo, amintire de la doctor. Da. Semnătura doctorului. Da, da. Într-adevăr, o perioadă le-am montat și noi stenturile astea biodegradabile. Bine, la spitale private, nu la stat, că erau destul de scumpe, dar nu se puteau folosi oriunde. Cum ați arătat, leziunea aceea de bifurcație nu poate să fie făcut cu acele stenturi biodegradabile. Erau tot foarte limitate, se puteau folosi în anumite zone. Și în timp, multe studii au arătat că riscul de reapariție a acestor leziuni în zonele unde s-au montat stenturile biodegradabile este mai mare. La început a fost un boom, foarte mulți au vrut, dar în ziua de azi se folosește foarte rar. Noi în România aproape deloc. Am înțeles. Care este perioada de viață, dacă putem spune așa, unui stent? Perioada de viață. Da. Cred că stenturile care le montăm noi astăzi vor rezista mult mai mult decât
stenturile care se montau altă dată, dar am văzut stenturi cu o vechime mai mult de 20 ceva de ani. Deci nu cred că există un, să zic, o perioadă anume, să zic, că atâta rezistă. Da, atât pot să spun că cu cât avansăm, atât stenturile vor rezista mai mult, pentru că sunt gândite mai bine, sunt făcute și mai bine. Și după ce îi se montează pacientului, revenind la, face coronarografie, se montează stenturile, bănuiesc că îi se prescrie o anumită medicație pe care, nu știu, trebuie să o țină un an, doi, trei, toată viața? Da. Apropo de întrebarea dinainte, ca să fac o comparație cu acel tratament clasic deschis chirurgical, într-adevăr, sunt studii foarte multe studii făcute pe acele grafturi venoase sau arteriale și s-a ajuns la concluzie că grafturile arteriale rezistă mai mult decât grafturile venoase. Cele venoase rezistă între 5 ani și cele arteriale peste 10 ani. Aici, la stenturi, chiar eu personal am, să zic, am cercetat acest subiect și am făcut o comparație între pacienții care au fost stentați, să zic, acum 10 ani, adică un studiu pe ultimii 10 ani, și ele rezistă în continuare, sunt, da. Medicația. Dacă au nevoie de medicație după ce se montează aceste stenturi și cât durează această medicație? Da, trebuie antiagregat. Da, după stent trebuie un tratament antiagregat. O perioadă se folosește dublă antiagregare, apropo de progres și evoluție. Și în lumea medicamentelor, mai ales a celor antiagregante, avem evoluție și aici. Sunt antiagregante de nouă generație care ajută mai mult. Înainte aveam un risc de tromboză intrastent, adică acele stenturi se înfundau din cauza... După o perioadă de timp, nu? După o perioadă scurtă de timp, da? Unde era ca un răspuns față de acele antiagregante. Organismul nu plăcea acel antiagregant și se făcea tromboza intrastent. Trebuia să interveniți iarăși, nu? Sigur că da. Dar cu noile antiagregante, generațiile noi, riscul de tromboză intrastent este aproape zero. Rar am mai văzut și o combinație de mai mulți factori. Ceea ce privește aceste antiagregante, da, dubla antiagregare aproximativ un an, da, după care se merge pe un singur antiagregant toată viața. Deci, pacientul cu stent obligatoriu trebuie să fie tratat toată viața. Da? Un antiagregant, un diluant al sângelui, da? Trebuie folosit toată viața. Era următoarea întrebare. Da, altfel există riscul să se trombozeze acel stent. Tromboza intrastent înseamnă infarct miocardic. Da, pentru că el se închide total. Și ajungem la urgența majoră de care vorbeam la începutul... La catastrofa. Da, la începutul emisiunii. La cât timp trebuie să vină pacientul cu stenturi la control? Aici depinde de fiecare cardiolog, fie că acel pacient face controlare la cardiolog intervenționist sau cardiolog clinician. Să zic, programul îl stabilește cu medicul curant. Dar de obicei se fac la o lună, apoi la 3 luni, după aia la 6 luni, după aia la 12 luni și după aia anual. Cred că asta e o schemă care o folosesc eu și eu zic că merge foarte bine. În perioada asta de pandemie a fost foarte greu ca să vedem pacienții. Chiar în perioadele astea nu avem de acces nici noi, nici pacienții la... Dar ați avut activitate în cadrul laboratorului de cardiologie intervențională, coronarografie? Noi anul ăsta am făcut aproape 900 de angioplastii elective,
800 de infarcte rezolvate, numărul coronarografiilor sunt câteva mii. Și suntem în primele locuri în țară, dacă nu pe primul loc. Dar haideți, explicați puțin telespectatorilor și potențialilor pacienți diferența între coronarografie și angiografie. Pentru că tot ați folosit, dar nu le-am spus. E același lucru. Angiografia, în România folosim termenul ăsta de coronarografie, adică angiografia coronariană. Angiografia a acestor artere coronare se numește coronarografie. Dar angiografie poate să fie o angiografie a membrelor superioare, membrelor inferioare, poate să fie o angiografie carotidiană, o angiografie renală, dar aceea angiografie coronariană o folosim termenul de coronarografie. Da. După montarea stenturilor, ce se întâmplă cu pacienții? Au anumite simptome? Simt anumite schimbări în organism? Nu știu, poate că după montarea stenturilor, poate îi deranjează, poate, nu știu, devin sensibil la vreme, nu știu, vă întreb. Bărbații, da, da. Este foarte interesant. Zi de zi facem procedurile astea. Când facem procedura la o doamnă, doamna este relaxată, are încredere. Dar bărbații, de obicei, mai au teamă. Cred că trebuie să vină doamnele de acasă să le ține de mână ca să putem face procedura testele, mai da. Bine. Da, cred că după angioplastie rămâne o perioadă de, să zic, maxim o lună, unde ai tot felul de senzații, ți se pare că ceva nu este normal, nu este ușor. Înțelegem, nu este ușor să treci prin așa ceva, mai pacientul simte să ajungi la un spital, să se facă o procedură sau să faci un infarct, să ai durerea aceea cruntă. Bine, infarctul nu neapărat este însoțit cu durere. Sunt anumite cazuri unde pacienții nici nu simt durere, au doar lipsă de aer, de exemplu. Cred că este de înțeles. De obicei, la pacienții tineri și în ce vârsta pacienților care fac infarct. Voiam este... să vă întreb, dacă aveți și pacienți tineri pe care îi stentați, că au nevoie de coronarografie și de stenturi. Sigur, să în ce mai mulți pacienți sunt tineri, procesul de ateroscleroză începe mult mai devreme și vă spuneam că nu neapărat ateroscleroză duce la infarct. De obicei, cei care consumă droguri sunt ăștia mai tineri, nu cei vârstnici, sau sunt niște probleme de coagulare a sângelui care poate duce la infarct și acolo pacientul respectiv nici nu are nicio vină, să zic așa. Nu neapărat ești vinovat că faci un infarct, dar schimbarea stilului de viață după aceste proceduri este foarte, foarte importantă. Dacă reușești să schimbi stilul de viață, cred că cea mai posibilă, ieftină, chiar gratuită metodă este să mergi pe jos. Nu te costă nimic. Pastilele te mai gata. Da, mișcarea. Asta e... În primul rând. Da, asta e în primul rând. Cred că, cum se recomandă de foarte multe ori dumneavoastră, colegii dumneavoastră din mass media, întotdeauna recomandați aceste mișcări zilnice, este foarte benefică pentru pacient. Și apoi... Alimentația? Alimentația este foarte, foarte importantă. Din păcate, boala cardiovasculară este pe primul loc ca și mortalitate în România. Suntem fruntași în Europa. Da, așa este. Și aici, în primul rând, este vorba de alimentație. La masă, multe carne, multe grăsime și asta este o problemă foarte, foarte mare. Dacă încercăm să folosim mai multe legume, mai multe fructe, asta nu înseamnă să nu mănânci deloc carne, să nu mănânci deloc carne de porc sau oaie sau... Poți să mănânci, dar totul trebuie să fie... Cu măsură. Cu măsură. Da? La pacienții hipertensivi este foarte important să nu mănânci sărat, sare, cât
cât mai puțin la pacienții care au diabet. Este foarte important să nu mănânce dulciuri, să-și respecte medicația dacă fac insulină. Și de obicei pacienții care sunt diabetici și ajung să aibă leziuni coronariene, că despre asta vorbim, ajung să facă cel puțin o perioadă în insulină, să-și respecte acel, să nu se sperie de acea injecție. Și fumătorii. Aici este o altă mare problemă. Da. Mai avem un minut și vreau să vă întreb ce contraindicații au, în sensul a făcut o coronarografie, are stenturi, ce nu are voie să facă o perioadă de timp pacientul respectiv? Nu știu, poate să facă un RMN sau un CT sau un tratament stomatologic, nu știu, vă întreb. Sigur. Apropo de RMN, întrebarea este foarte bună. Da. Depinde ce tip de stent este folosit. Foarte interesant, în România, colegii radiologi întotdeauna comunică cu noi prin pacienți, ne cer sfatul când să facă un RMN. La stenturile care le folosim în momentul ăsta în laboratorul nostru, după specificații, după o lună se poate face RMN. Dar luând o marjă, cred că după 3 luni poți face un RMN și este mai sigur. Pentru procedurile stomatologice este bine să rabzi un pic, să treacă câteva luni, pentru că ca să poată medicul stomatolog să facă aceste proceduri stomatologice care sunt sângerente, necesită să oprești acele antiagregante care vă spuneam, care sunt musai. Și nu e bine prea curând Da, că riscul de tromboză este mult mai mare, să zic, în prima perioadă. Trecând un timp, riscul ăsta de tromboză scade. Dar sunt soluții. Venim cu idei, putem opri acele antiagregante, facem niște anticoagulante și se poate colegii să facă procedurile și apoi să revină la antiagregante. Da? E bine să așteptăm. Și CT? Poate face tot așa după 3 luni? Da, sigur. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Sper că le-am răspuns unora dintre telespectatorii care ne-au adresat, întrebări. De la Iași, zi frumoasă în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu uitați, e mai ușor să previi decât să tratezi. La revedere!